cea de-a treia ediție Boost My Piscine a adus la Oradea. Tocmai am aterizat. Vom merge la Eric acasă, îi vom lua calculatorul și îl vom boosta. Anunța 5 grade în Oradea, dar e destul de cald. Da, e chiar frumos afară. Și aici este numărul 6, exact unde trebuia să ajungem. Aici am ajuns. Erica. Da. Sunt la interfon. Da. Bună, Erica. Echipa a pus mai PC. Salut, haide. Mulțumim mult. Mulțumim. Bună! 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 Erica? Da! Noi suntem de la Boost My PC. Bine te-am găsit! Bine ați venit! Ionuț? Bogdan? Bogdan? Pare bine! Bine ați venit! Îți mulțumim că te-ai înscris în campania Boost My PC. Mersi pentru oportunitate! De unde ai aflat de campanie? Prietenul meu a primit un newsletter de la ASUS. Are un telefon, da. Și el mi-a zis, înainte de deadline cu două zile, deci trebuia să mă grăbesc ca să termin. Și într-o lună de zile, în ultimile două zile, tu ai și făcut videoul acela, te-ai prezentat, ne-ai trimis propunerea? Da, am terminat pe 28 ora până 11 era, cred că atunci la 10:30. Dovadă, încă o dată, că toate filmulețele trimise de voi și absolut toți cei care s-au înscris în campanie au fost vizionate, analizate, exact. Inclusiv printre ultimile primite, iar Erica s-a numărat printre ei. Ne-a bucurat prezentarea ta, a fost ceva diferit de până acum. Dacă ai urmărit episoadele anterioare, ai văzut că suntem în zona de gaming, beneficiarii, câștigătorii au fost întotdeauna jucători care și-au dorit un calculator cât mai bun pentru a rula jocuri. Mi-era și frică. Dă-ne mai multe detalii de cum îți petrești tu ziua la calculator. Calculatorul e locul meu de muncă, de fapt, deci sunt graficiană și stau în fața calculatorului timp de, nu știu, cred că 12 ore pe zi uneori, deci foarte mult timp. Ce tip de grafică faci? Momentan fac ilustrații 2D și fotomanipulare, cel mai mult. Te limitează sistemul pentru 3D? Da. Mă imitează și pentru editare video. M-a interesat multe chestii în trecut. Atunci, pe vremuri, aveam mai mult timp ca să experimentez și cu sunet și cu 3D, editare video. Dar după ce am început să lucrez, deja nu mai am timp așa să-mi pierd vremea, nu știu, cu trimpuri de, nu știu, 4-5 ori de render. Cum s-a apărut ideea de a boosta un calculator? E ca și un vis ca să am calculatorul boostat. Spune-ne puțin despre configurația calculatorului tău. Am, vedeți, un calculator Maguai cu un procesor i7. Am 8 GB RAM și placă de video GTX 750 Ti. Am un monitor IPS destul de bun, 1080p, dar cam micuță și singure. Mi-ar plăcea să am încă una sau încă două mai mari, cine știe. Am un mouse prea micuț, tastatură foarte, foarte urâtă. Nu e așa de rea decât se vede, dar a trebuit să schimb deja. Îmi plac tastaturile cu cât mai multe butoane. Te ajută în grafică să ai macro-uri? Da, foarte mult. Toate software-urile sunt pline de hotkeys-uri. Iar placa de bază este un H110 MK. E una dintre cele mai răspândite plăci de bază pe care le-am găsit în configurațiile propuse în Boost My PC. Cu siguranță sunt păreri pro-contra de ce am dezvoltat configurații pe această platformă.
s-a dovedit de fiecare dată că plăcile respective au fost suficient de puternice, s-au considerat niște alegeri inteligente. În cazul de față, pentru un sistem gândit pentru grafică, H110MK își face treaba până la un mic nivel. Cu suportul pe care noi o să-l adăugăm, sperăm să te ajute să-ți crească performanțele. Pe lângă grafică, ce alte lucruri mai faci pe calculator? Vrem să știm de ce anume ai nevoie în viitoarea configurație. Dă-ne cât mai multe detalii despre timpul tău petrecut la calculator. Păi, aș vorbi despre timpul meu ce am petrecut mai devreme, pentru că am și jucat. Deci nu pot să zic că acum joc, dar poate că aș dori. Acum simt că încep să am iarăși un pic de timp liber și... Undeva e un sâmbure de game. Exact. Ceea ce înseamnă că acel GTX 750 mă limitează. Se simte în pericol. Exact. Este amenințat. Probabil ai văzut edițiile anterioare, cum au fost modificate calculatoarele. Cum îl vezi pe al tău? Îl văd altfel. Un lucru care îmi place foarte mult la asta, că nu are unitate optică, nu știu dacă ați observat, îi are un aspect simplu așa, fără. De aia cred că m-a și atras. Deci dacă în sine rămâne un aspect simplu de lucru... Clar vom îmbina elemente de grafică și elemente de gaming pentru sistemul tău. Pentru că ne-ai spus că vrei să mergi în ambele zone, mai vrea să redescoperi zona de gaming și atunci vom îmbina și elemente de gaming, pentru că noul tău sistem va putea face și gaming. Da, e bine să fie 2 în 1. Ai o cromatică specială? Negru combinat cu orice culoare sau toate culorile. Ok. Când ai interacționat pentru prima dată cu grafica pe calculator? În liceu deja am făcut postere pentru evenimente, am și desenat postere cu mână, cele mari care n-am putut să le printez nicăieri. Cred că pe atunci am făcut și un ziar pentru școală, adică am încercat, avea vreo 2 ediții. Grafica întotdeauna se îmbină cu video, cu fotografia, ce alte pasiuni? Desenele animate. Poate că aș dori să-mi fac și eu propria serie cândva. Chiar vreau să te vedem un pic la treabă, să ne arăți dacă poți câteva lucrări pe care le-ai făcut în ultima perioadă. Să le împărtășim și celor care ne urmăresc, să vadă pe cine am ales. Asta ar fi ultimul test prin care ne convinge că într-adevăr ai nevoie de un boost la calculator. Pentru ultima oară când vei închide calculatorul tău vechi, data viitoare vei porni calculatorul tău nou. În momentul ăsta îl voi deschide și vom vedea exact ce are în interior. După cum ne-a spus ea, ar trebui în interior să găsim o placă de bază Asus H110MK, un procesor Intel Skylake 6700, un hard clasic 1 TB, 8 GB de RAM și o placă video Nvidia GTX 750 Ti. Așa arată, aici este hardul, ingenioasă prindere, placa video 750 Ti, în spate se vede placa de bază H110MK, procesorul și culorul stock. Aici este sursa, este exact ce ne-a trimis Erica pe mail și exact cu ce vom pleca noi la București pentru a fi transformat în noul său calculator. Erica, știi că de fiecare dată întrebăm câștigătorul ce anume vrea să păstreze din vechea configurație. Ce anume ai vrea să rămână în viitorul calculator? Procesorul, bineînțeles. Îți mulțumim încă o dată că ne-ai adus la Oradea. Ne-a făcut plăcere să descoperim acest loc, să te cunoaștem, să-ți luăm calculatorul pentru a-l busta și sperăm că așteptarea să nu fie prea grea, perioada să fie cât mai scurtă și să fii mulțumită de viitorul tău calculator.
Mersi, abia aștept să primesc înapoi.